Sinaxar. Astăzi, 9 martie, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea sfinților 40 de mucenici, cei ce au mărturisit și au fost chinuiți în cetatea Sevastiei. Acești 40 de mucenici au trăit pe vremea crudului împărat Licinius, anii 308-324, toți din părțile Capadociei fiind cu neamul și toți din aceeași ceată la oaste, 40 de ostași creștini, bărbați viteji și vrednici în războaie, iar conducătorul oastei lor era Agricola, om păgân și rău din fire, iar locul slujbei lor era cetatea Sevastiei din Armenia. Deci, aflând Agricola de credința lor creștină, a dat poruncă să fie aduși în fața lui și le-a spus: cum v-ați arătat ascultători către mai mari voștri în războaie, așa s-a ascultat și acum porunca împăratului aducând jertfă zeilor. La acest îndemn, Chirion, căpetenia celor 40, a răspuns: cum am luptat și am biruit pe vrăjmași pentru împăratul pământesc, tot așa voim și vom lupta și pentru împăratul ceresc împotriva vrăjmașilor lui. Pentru acest răspuns au fost închiși în temniță ca să se răzgândească, dar ei n-au încetat a se ruga fierbinte lui Hristos să-i întărească pentru mărturisirea cea adevărată. Drept aceea, toate amăgirile, toate făgăduințele și toate amenințările nu i-au clintit în credința lor. Deci, venind în Sevastia un mare conducător de oaste, anume Lizie, acesta l-a poruncit din nou să aducă jertfă zeilor. Cu aceeași nestrămutată credință, ostașii creștini s-au împotrivit. Înfuriați peste fire, căpetenii le-au poruncit să fie dezbrăcați și siliți să intre într-un iaz care era aproape înghețat, căci era iarnă, iar pe maluri au pus păzitori ca nimeni din ei să nu fugă. Și iată unul din ostași, nemai putând îndura gerul, a primit să aducă jertfa ce îi se cerea, dar ieșind din iazul înghețat și intrând în baia caldă, anume pregătită, acesta a murit îndată, în vreme ce mucenicii, după o noapte întreagă petrecută în iazul înghețat, erau încă vii și se rugau. Aceasta, văzând temnicerul Aglaie, a avut un vis și un tainic îndemn și, mărturisind cu glas tare: și eu sunt creștin, a sărit în apa cea înghețată, făcându-se părtași muceniceștilor patim și întregind ceata celor 40 în locul celui ce se lepădase de Hristos. Au fost apoi scoși din apă și li s-au sfărâmat gleznele cu ciocane grele și, fiind arși de vii, au primit cununa mucenicilor, iar numele lor este Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Evtihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Agapie, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Domețian, Gaie, Leontie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie. Tot într-o această zi pomnirea sfântului mucenic Urpasian, tot într-o această zi pomnirea sfântului Cezarie, fratele sfântului Grigorie, teologul, tot într-o această zi pomenirea sfinților mucenici, un bunic, o bunică, un tată, o mamă și doi copii, care de sabie s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.